Firmele românești sunt măcinate de criză de personal care s-a amplificat în ultima perioadă. Angajatorii pun la dispoziție 10.000 de locuri de muncă, ce ajung să facă doar obiectul unor statistici periodice, fiindcă majoritatea nu se ocupă niciodată, spre disperarea patronilor. Fără angajați suficienți, o firmă nu își poate dezvolta activitatea la standarde firești de calitate și eficiență, dar mai ales nu poate să evolueze. Doar că angajații români par mai degrabă să fie tentați de munca în afară sau chiar să stea acasă cu indemnizația de șomaj, decât să meargă la niște joburi pe care le consideră foarte prost plătite. Știm cu toții acea replică foarte populară în zilele noastre, conform căreia fără 5.000 de lei nici nu cobor din pat. Ei bine, fiecare persoană are dreptul de a alege nivelul salarial pe care muncește și eventual să rămână fără loc de muncă dacă asta vrea și se descurcă așa. Problema este că firmele trag un semnal de alarmă și dacă ele au mari probleme, atunci economia are de suferit, fiindcă mediul privat e principalul nostru motor economic. Firmele românești sunt măcinate de criza de personal care s-a amplificat în ultima perioadă. Angajatorii pun la dispoziție 10.000 de locuri de muncă, ce ajung să facă doar obiectul unor statistici periodice, fiindcă majoritatea nu se ocupă niciodată, spre disperarea patronilor. Potrivit raportului, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru lucrător comercial, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, muncitor necalificat la demontarea și amenajarea clădirilor, manipulant mărfuri, agent de securitate, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții, curier, muncitor necalificat în industria confecțiilor, vânzător și confecționer ansamblator articole din textile. Din cele 54.433 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.996 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 10.688 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale, 13.445 pentru persoanele cu studii profesionale. În cele din urmă trebuie precizat că vorbim și despre 27.304 locuri de muncă, ce sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, relatează playtech.ro.